Domnul Iisus, la tot ceea ce a fost închinare în dimineața aceasta, aș dori să mai adăugăm și rugăciunile noastre împreună ca și trupa Domnului Iisus Hristos, meditând la un singur verset din Sfânta Scriptură. Este un verset scurt, dar este foarte bogat în însemnătate și ar trebui să fie foarte bogat în viețile noastre. Este din Coloseni, capitolul 4, versetul 6, unde Apostolul Pavel spune: vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Amin. 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 În capitolul anterior din Coloseni, în capitolul 3. Apostolul Pavel, insuflat de Duhul lui Dumnezeu, afirmă că cei care au înviat împreună cu Hristos s-au îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Asta înseamnă că acești oameni trăiesc o viață consistentă cu noul statut de oameni născuți din nou. Aici, în versetul 6 din capitolul 4, ni se spune că vorbirea noastră trebuie să fie altfel decât a celor care nu îl cunosc pe Dumnezeu. Vorbirea noastră, nu numai viața noastră, trebuie să fie consistentă cu noul nostru statut, dar și vorbirea noastră trebuie să fie consistentă cu viața noastră, cea nouă, cu noul nostru statut pe care îl avem în Iisus Hristos. Indiferent că trecem prin persecuție, pentru că este o afirmație generală și nu se referă doar atunci când vestim Evanghelia, doar când vorbim Evanghelia, vorbirea noastră trebuie să fie cu har, ci vorbirea noastră trebuie să fie totdeauna cu har. Așa că, indiferent că trecem prin persecuție, poate prin stres, prin dificultăți, nedreptăți, fie că vorbim cu oameni care sunt credincioși, cu frații noștri, sau oameni necredincioși, cu copiii noștri, cu soțul sau cu soția, în toate circunstanțele, credincioșii trebuie să aibă o vorbire cu har. O vorbire dreasă cu sare. Și o vorbire prin care să dăm un răspuns potrivit, un răspuns bun fiecăruia. Vorbirea cu har este atunci când în conversațiile noastre lucrurile spirituale își au locul lor nelipsit. Și vorbirea noastră este un scop, are omenire, este cu har, adică este blândă, este sensibilă, este respectuoasă, complementează, exprimă adevărul, este plină de dragoste și de grijă față de cel cu care vorbim. Tot Apostolul Pavel, în Epistola către Efeseni, scriind despre subiectul acesta al vorbirii și al folosirii cuvintelor, el spune: niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum este nevoie, ca să dea har celor care îl aud. De asemenea, în versetul acesta se spune că vorbirea noastră trebuie să fie dreasă cu sare. La fel cum sarea dă gust și conservă diferite alimente, și vorbirea noastră, dreasă cu sare, ar trebui să producă efecte. Ar trebui să aibă un rezultat, un efect. Vorbirea noastră ar trebui să fie o influență purificatoare în conversațiile care adesea sunt lipsite de scop. Parcă sunt goale, nu duc nicăieri și sunt despre nimica, sau dacă sunt despre ceva, sunt conversații care cel mai des sunt despre lumea aceasta, despre aici și despre acum. Așadar, să ne rugăm să știm cum să răspundem fiecăruia, sau să știm cum să vorbim fiecăruia sau celor din jurul nostru. Să ne rugăm pentru vorbirea noastră să spunem lucrurile potrivite la timpul potrivit, la vremea potrivită. Vorbirea noastră este de o importanță vitală. Este chiar vitală. Ne afectează întreaga ființă. Ascultați ce spune Iacov în epistola lui, în capitolul 3, versetul 2.
Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. Rugăciunea noastră, ca și credincioși, ar trebui să fie ca un ecou al rugăciunii omului lui Dumnezeu care a scris Psalmul 141. Este vorba de împăratul David, care se ruga: Doamne, eu te chem. Vino de grabă la mine. Ia aminte la glasul meu când te chem. Cadă-mâia să fie rugăciunea mea înaintea ta și ca jertfa de seară să fie ridicarea mâinilor mele. Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele și păzește ușa buzelor mele. Amin. 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 Aș vrea să ne ridicăm în picioare și toți cei care sunteți îndemnați de Duhul lui Dumnezeu să venim înaintea lui Dumnezeu cu acest subiect al vorbim. De asemenea, să ne rugăm pentru fratele Nicu, care va sluji dimineața aceasta cu Cuvântul lui Dumnezeu. Este o slujire prin cuvinte, este prin vorbire ca Dumnezeu să ne dea un mesaj potrivit nevoilor noastre și potrivit voiei Lui. Să ne rugăm pentru fratele Mircea, care este în România, Dumnezeu să-L călăuzească și să Îl aducă cu bine înapoi în mijlocul nostru. Toți cei care doriți să veniți înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune, vă rog să veniți și împreună să ne închinăm Domnului.